Inspector, stimată doamnă inspector general, preacucernice părinte director, preacucernice părinte paroh, doamnă inspector, doamnelor și domnilor profesori, preacucernici părinți, dragi copii și iubiți frați și surori. Cu mare bucurie am venit la încheierea acestor cursuri duhovnicești de vară ce s-au organizat cu copilașii din cartierul Iris. Nouă ne este foarte limpede că atunci când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, multă lume îl înconjura cu drag. Dar în mod special îi se atașau copilașii. Și la un moment dat, deranjați fiind ucenicii, că îl înconjoară copilașii și fac gălăgie, au vrut să-i dea deoparte. Și atunci Domnul Iisus Hristos a intervenit și a zis: lăsați copiii să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Și a mai adăugat o învățătură foarte importantă pentru noi cei mari. Vă spun vouă celor mari și păcătoși, că dacă nu veți fi ca pruncii, nu veți moșteni împărăția cerurilor. Se referă Domnul Hristos, bun înțeles, la nevinovăția sufletească, la bunătatea inimii copilului. Pentru că mai târziu Sfântul Apostol Pavel va adăuga: fiți copii la răutate, nu fiți copii la minte, la minte fiți oameni mari. Așa că preocuparea aceasta frumoasă, școala aceasta de vară organizată în cartierul Iris, întâi de toate e lăudabilă pentru organizatori. Am înțeles că părintele director, înconjurat de alți râvnitori, de părintele paroh, de doamne dăscălițe, s-au implicat în acest proiect frumos. Și dacă Domnul Hristos zicea că cel mai bine intră în contact cu cerul copilașii, toată istoria creștină mărturisește acest lucru. Eu vă dau numai un exemplu. Cei mari știm, dar și pe copilașii învățăm, că de pildă în Alexandria, orașul acesta mare care e în Egipt, pe vremuri era o puternică patriarhie creștină. Este și acum, numai că din condiții obiective, numărul creștinilor nu e așa de mare. Ei, acolo pe vremurile de demult a fost un foarte vestit patriarh. El s-a numit Sfântul Atanasie. Și referitor la vârsta lui copilărească, care era asemenea cu vârsta voastră, ni se relatează următoarea povestire. Pe vremea aceea era patriarh Sfântul Alexandru. Și într-o zi Sfântul Alexandru s-a apropiat de fereastră și s-a uitat pe malul mării. Știți că Alexandria este pe malul mării Mediterana. Și ce a văzut pe malul mării? A văzut o ceată de copii care se jucau, dar aveau un joc curios, pentru că unul dintre ei făcea pe episcopul, ceilalți pe preoții și alții pe diaconii. Și Sfântul Atanasie cel Mare a tras cu urechea să vadă ce spun copilașii. Și unul dintre ei, cei ce făcea pe episcopul, a oficiat taina botezului pentru un păgân, mititel, din ceata copiilor. Și i-a chemat pe consilierii lui la geam: veniți mai să vedeți ce se întâmplă. Uite, copilașii ăștia, fiind credincioși, au învățat toată slujba bisericii și l-au botezat pe un păgân. Și după ce au terminat copiii jocul, patriarhul i-a chemat. Le-a fost frică, dar i-a întrebat: ce ați făcut? Păi, prea fericirea voastră,
l-am botezat pe copilașul acesta că e păgân. A fost păgân. Și Sfântul Alexandru a recunoscut botezul făcut de copilaș. Cine fusese episcopul care a botezat? Viitorul patriarh, Sfântul Atanasie, cel mare patriarhul Alexandriei. Acum eu cred că și copilașii noștri care vin la școala de vară aici în Iris, cred că învață foarte bine slujba bisericii, cântările bisericii, dar mai mult decât aceasta învață să fie oameni credincioși, oameni buni, oameni cu minți. Pentru că Domnul Hristos care zice, dacă nu veți fi ca pruncii, nu veți moșteni împărăția cerurilor, și pruncilor și celor mari, le spune un lucru: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Bunătatea Domnului, blândețea Lui, trebuie să o învățăm cu toții, și copilașii din Iris sau cei care au fost la această școală de vară să-i contamineze pe toți copiii din școlile lor ca să devină cu minți buni și credincioși. Felicitări pentru organizatori, felicitări pentru dascăli și, de ce nu, felicitări pentru părinții și bunicii copiilor care i-au îndemnat și i-au adus la Sfânta Biserică. Oricum, această societate în care trăim și de care ne tot plângem că nu e așa cum ar trebui, ba într-un fel, ba într-altul, nu pot îndrepta decât oameni buni. Și oamenii buni se formează de vreme, începând de la vârsta lor. Noi sperăm că atunci când vor fi maturi, vor face o lume mult mai bună decât lumea noastră. Amin.